Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la evenimentul zilei, sunt Silviu Sergiu. Aproximativ 60 de persoane s-au strâns în fața primăriei Constanța și într-un meeting de susținere a primarului Radu Mazăre se strigă lozinci anti-DNA și pro-Radu Mazăre, la greu, la bine, suntem cu tine, strigă cei adunați în fața primăriei. Colega noastră, Gabriela Mihai, este la fața locului, ne poate da detalii. Bună dimineața, Gabriela, ce informație ai? Acum, în fața primăriei din Constanța, s-au adunat aproximativ 50 de protestatari. Sunt locuitori ai cartierului Andrei Coandă, cel pe care primarul Radu Mazăre l-a construit și l-a inaugurat în urmă cu puțin timp. Aceștia au venit aici să facă proteste pentru că vor eliberarea primarului Radu Mazăre. Alături de mine l-am pe unul dintre organizatorii acestui protest. Bună ziua, vă rog să ne spuneți în primul rând care este principala dumneavoastră cerință. Eliberarea primarului municipiului Constanța, Radu Ștefan Mazăre, și de asemenea vrem ca de aici încolo să nu mai existe poliție politică, motiv pentru care Asociația Haiducilor a început organizarea și strângerea de semnături în vederea eliberării domnului Radu Ștefan Mazăre și de asemenea lucrăm în momentul de față la un proiect de lege pe care intenționăm să-l depunem la Parlament, în așa fel încât magistrații, procurori și judecători de aici încolo să răspundă la rândul lor penal pentru abuzurile pe care le fac. Pentru că nu se poate ca în România să existe un stat în stat. Și îi spun din nou domnului Băsescu, dacă în ianuarie am început un șir de proteste pentru demiterea lui, acum suntem mai întăriți, suntem mai în forță și o să vedeți că de aici încolo va exista o asociație extrem de mare care se numește Asociația Haiducilor, care va scoate 10.000 de oameni în stradă în mai multe județe, începând de mâine. Înțeleg că de mâine organizați mai multe proteste? Da, da. Spuneți-ne, care este programul? Începând cu ora 12, după ce ne iese autorizația, voi anunța exact programul protestelor la Constanța. Dar ce aveți dumneavoastră în plan? Mâine, începând cu ora 10, protest aici, de la ora 12, deplasare spre DNA Constanța, pentru că este extrem de important ca manifestațiile să se țină aici, dar să vadă DNA-ul că nu este stat în stat. De aici încolo DNA-ul va trebui să răspundă penal fiecare procuror în parte în fața poporului. Pentru că nu se poate ca Băsescu să rămână în continuare președinte în timp ce oamenii care au votat să fie anchetați, să fie trimiși la pușcărie și așa mai departe. Sunt aici aproximativ 50 de persoane care cer eliberarea lui Radu Mazăre. Vă reamintesc că edilul Constanței a fost reținut pentru fapte de corupție într-un dosar alături de alți funcționari din cadrul primăriei Constanța. De altfel, edilul Radu Mazăre este acuzat de faptul că ar fi încheiat contracte ilegale pentru cartierul Andrei Coandă, cel pe care l-a inaugurat de curând. Iată că aici sunt protestatari, locuitori ai acelui cartier, care au obținut o casă de curând. Așa cum spuneam, acolo stau aproximativ 3.000 de persoane, iar astăzi aici, în fața primăriei, s-au adunat aproximativ 50 de persoane. Mulțumesc foarte mult, Gabriela, pentru informații. Așadar, DNA, nu uita, Henry Coandă va lupta, va scris cu cratimă. Am văzut pe imaginile de la protestele din fața primăriei Constanța. Așa stau lucrurile. Primarul Constanței și-a petrecut noaptea în arestul Poliției Capitalei, după cum știți. Alături de Mazăre a fost reținut și reprezentantul unei societăți comerciale, Avraam Morgenstern, iar ambii vor fi prezentați în fața instanței supreme cu propunerea de arestare preventivă. În dosar este cercetat și fratele edilului, parlamentarul Alexandru Mazăre.
Colega mea, Andreea Traicu, ne spune mai multe detalii. Andreea, când va ajunge Radu Manzăre în fața? În jurul prânzului, Radu Manzăre va fi dus în fața judecătorilor instanței supreme pentru ca aceștia să decidă dacă edilul din Constanța își va petrece următoarele 30 de zile în spatele gratilor sau dacă va fi cercetat în stare de libertate. Vorbim despre un dosar în care Radu Manzăre este acuzat că ar fi primit 175.000 de euro în anul 2011 pentru a interveni ca un om de afaceri ținut și el în această cauză, să obțină o licitație, practic un contract cu statul în valoare de 10 milioane de euro. De altfel, în cursul zilei de ieri au avut loc audieri și percheziții. Radu Manzăre a fost adus cu mascații la Direcția Națională Anticorupție pe baza unui mandat de aducere. După câteva ore de audieri, procurorii au decis să emită o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, potrivit unor surse judiciare. În aceeași cauză este implicat și senatorul Alexandru Manzăre, fratele edilului din Constanța, motiv pentru care acest lucru atrage competența în alte curs de casație și justiție, instanță care va judeca propunerea făcută de procurori. În perioada ce urmează, Alexandru Manzăre va fi chemat la DNA pentru a lua la cunoștință acuzațiile. Am construit cel mai ieftin din România case pentru săraci și uite cu ce m-am ales. Rușine, bă, să spun. V-a oferit 175.000 de euro reprezentantul firmei de construcții? Dacă mi-o oferea, construiam scump, nu cel mai ieftin din România. Vă așteptați la decizia aceasta? Da! Radu Manzăre a fost reținut pentru 24 de ore. Primarul Constanța este cercetat într-un dosar de corupție privind construirea campusului de locuințe sociale Henri Coandă. Pe lângă edil a mai fost reținut și omul de afaceri Avraham Morgenstern, sub acuzația de dare de mită, potrivit unui comunicat al DNA. În dosarul lui Radu Manzăre este cercetat și un parlamentar, iar potrivit unor surse, acesta ar fi chiar Alexandru Manzăre, fratele edilului. Procurorii au audiat și martori în dosar, printre care și proiectantul complexului de locuințe. Radu Manzăre a fost ridicat de mascați de la terasa unui restaurant din parcul Herăstrău. Imediat, edilul Constanței a fost dus la DNA pentru audieri. La sediul central al DNA, Radu Manzăre, în așteptarea avocatului său, a stat la geamul instituției unde a băut o cafea. Edilul părea relaxat, iar la un moment dat chiar le-a făcut cu mâna jurnaliștilor. Procurorii anticorupție însoțiți de agenți SRI au descins la una dintre locuințele primarului, cea aflată pe malul lacului Sudgheol în Mamaia. Descinderi au avut loc și la sediul primăriei Constanța, de unde s-au ridicat mai multe documente. Este vorba de aproximativ 300 de pagini, conținând hotărâri de Consiliul Local, autorizații de construire și documente anexe, adică certificat de urbanism, și corespondență instituțională între municipiu, între primărie și la EDPP. De asemenea, a fost percheziționat biroul domnului primar, nu s-a găsit absolut nimic, toate documentele fac referire la proiectul campusului social Henri Coandă. A fost vizat de procuror și biroul de avocatură al Lizetei Haralambie, una dintre persoanele apropiate primarului Manzăre. Mai multe documente au fost luate pentru verificări. Ce documente ați ridicat? Ce probe sunt? Potrivit jurnaliștilor de la evenimentul zilei, dosarul lui Radu Manzăre este instrumentat de Ana Dana, același procuror care l-anchetează și pe șeful Consiliului Județean Constanța, acuzat și el de fapte de corupție. Evenimentul zilei, pe prima pagină, astăzi procurorii susțin că au probe, chiar dacă instanța l-a lăsat liber, Mitică a spălat bani prin firma unui mort. Detalii extrem de interesante în legătură cu cercetările care îl vizează pe fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal. Un interviu interesant cu scriitorul Florin Iaru, în ediția tipărită, dar și pe evz.ro. Invitații mei de astăzi pentru a discuta temele la ordinea zilei sunt colega mea Violeta Fătache, evenimentul zilei, Radu Magdin, consultant politic, și Florian Bichir, istoric și publicist, evenimentul zilei. Bună dimineața! Mulțumesc că ați venit în emisiunea de astăzi. Aș începe cu tine, Violeta. Au apărut și detalii din dosarul domnului Manzăre, acuzat că a luat o șpagă de 175.000 de euro în tranșe. Banii s-au plimbat prin conturi offshore. Cu toate astea, deși asta e o rețetă clasică, nu mai e un traseu bun, nu mai e un traseu sigur. Procurorii, iată, iau urma banilor
și în străinătate. Da, pentru că, vedeți dumneavoastră, în toate statele civilizate ale lumii, și mă refer nu doar la statele membre ale Uniunii Europene, dar și la alte state cu un grad avansat de democrație, politicienii și societatea în ansamblul ei au înțeles că justiția trebuie să fie independentă de factorul politic și de orice alt factor. Prin urmare, toate instituțiile de parchete au pornit o colaborare mai asiduă. Știți foarte bine că există foruri internaționale la care și procurorii români sunt parte, există foruri internaționale la care și judecătorii români sunt parte, există asociații, instituții create special pentru cooperarea între parchete. După aceea s-au modificat o serie de prevederi, știți că până acum era, mamă, un offshore în Cipru și am scăpat. Ei, acum nu este chiar atât de simplu pentru cei care au de gând să spele bani, că în special la acest lucru erau folosite aceste firme, aceste offshore-uri, să fie purtați banii dintr-o firmă în alta pentru a se pierde urma. Acest lucru nu mai este posibil acum atât de ușor. S-au desecretizat lucruri. Oamenii ăștia nu înțeleg pericolele la care se expun, nu înțeleg că lucrurile s-au mai schimbat, așa cum spunea Violeta, și că nu mai poți să fii corupt așa de ușor, sau pur și simplu nu le pasă? Eu cred că a început să le pese, dar cred că au o anumită imunitate, dat fiindcă ocupă niște poziții, hai să spunem, destul de importante în administrația sau în politica statului român, și atunci cred că li se închid ochii. Din moment ce 10-20 de ani ai fost prins, îți poți permite ca să mai faci astfel de manțugării. Deranjat de se vede că până la urmă, când intervin organele statului sau procurorii, cum spunea colega noastră, doamna Potache, aici se cam înmoaie. Legenda Mazăre e iubit în Constanța, nu poți să faci doi pași că s-ar bătrânele pe el și-l sărută. S-a apăs foarte clar că e o mică legendă. Altă zice, s-au strâns niște oameni astăzi, aveți imagini direct de acolo. Din punct de vedere politic, dacă vreți, sau social, eu sunt total împotriva unui astfel de manifestații. Justiția nu se face în stradă, ajungem la anarhie, ajungem, adică, grotesc, așa, dacă vreți să comparăm, erau băieții acolo care amenințau ca la Revoluția franceză, nici la rapă Robespierre, lăsați că tăiem noi capete. Da. Nu, iar simbolul de genul ăsta, haiduci, auzi, domnule, ăsta anunță și din după, v-am construit, sunt antisistem, v-am construit și case. Și haiduc, da, fură, mai dă și la săraci, dar poate ăsta e profilul. Nu, profilul ăsta de haiduci. Fură până la, mă rog, nu, eu zic beneficiază de de nevinovăție, da. Și eu zic că să așteptăm, nu știu dacă e vinovat, nu știu dacă e vinovat, știți cum e, la primele cătușe nu înseamnă că e și vinovat. Da. Semne de întrebare sunt, evident, Florian, pentru că nu ne uităm numai la averea lui și o să avem un material. Atât aș vrea să vă mai spun că modul ăsta de a face, la anilor 90, de a face politică ca un haiduc, nu prea. Ei nu aduc ca haiduc, aduc numai curând de alotri. Dar asta e altă problemă. Și haideți să ne raportăm la spațiul ăsta în care visăm să fim și noi, nu doar geografic la Uniunea Europeană. Ai văzut, dragă Silviu Sergiu, ai văzut pe cineva, s-a blocat Marsilia când a luat pe Bernard Tapie? Dau un exemplu mai tâmpit. Multe la luat pe excentricul ăla, care era patronul echipei de fotbal, deci avea și ultra și Atletico Madrid, Iisus, și a ieșit vreo spaniol în stradă, dați-ne înapoi pe asta. Dumnezeu, cum aici, să spun? Da. În Germania nu mai vorbim cu fostul președinte al Bayern. Păi, dar înțeleg că ieșea toată Bavaria, ieșea toată... Da. În sprijinul justiției. Păi, sprijinul justiției, nu ieșea sprijinul... Da, cum să spun? Manipularea asta grosolană a maselor, eu știu că gloata de multe ori n-are discernământ, putem discuta sociologic oricum. Da, e foarte emoțional. Dar să forțezi astfel de lucruri pentru a încerca de a pune, vezi, Doamne, o presiune pe instanță. Domnul Dragnea zicea așa, justiția trebuie să aibă o componentă socială. Păi da, dar... Facem un complet de jurați în stradă cu 20.000 de oameni. Da, ca la Bobul, la Chim 4 sate și nu mai pot să pot liniștit. Da, aici, dacă îmi permiți, aș vrea să completez și eu ceva. Nu neagă nimeni dreptul oricărui cetățean la liberă exprimare, la a manifesta în mod public în stradă. Dar eu am o întrebare pe care o lansez în cadrul emisiunii în mod public. Atunci când trebuie să faci, este cineva, acea persoană, acea instituție care dă autorizații pentru asemenea manifestații,
care pune în echilibru acest drept al cetățeanului de a manifesta în mod liber și dreptul la o justiție liberă și independentă, lipsită de presiuni, e cineva care face acest raport de echilibru? Pentru că, în mod normal, o asemenea manifestație care are rolul de a pune presiune asupra justiției, nu, din punctul meu de vedere, în opinia mea, nu poate fi aprobată. Într-un stat de drept. Nu, până la urmă, lumea poate să iasă în stradă și să ceară orice tâmpenie. Adică Statele Unite se dau apropo și acum, pentru că sunt unii care au demonstrat cine a murit pe Kennedy. Exact, eu aș merge chiar la extrem, i-aș lăsa, dar spun că lucrurile astea problema e cu politicienii care folosesc astfel de... Nu sunt firești astfel de manifestări și demonstrează că marea masă... Vreau să întreb și pe Radu Magdin, care e specialist în comunicare politică și în marketing politic. Sunt două teorii, da? Depinde de ce parte a baricadei, din ce parte a baricadei vin. Una dintre teorii este că lupta anticorupție mobilizează electoratul PSD. Am auzit pe Vasile Dâncu ieri. Altă teorie este că această luptă anticorupție va scoate din adormire electorat din marea masă tăcută. Oameni neimplicați în momentul de față sau care nu știu dacă vor veni la vot și care ar putea fi convinși. Ce crezi? Care dintre variantele astea sunt corecte? Cred că nu se exclud în mod automat. Acum, fiecare tabără, normal, în contextul în care vorbim de tabere și de polarizare, fiecare este susceptibil de a crede un mesaj care îi convine. Cam ce ai auzit până atunci și, în general, simpatizezi cu tabăra ta. Normal că în momentul în care vezi că sunt luați între ghilimele ai noștri, în momentul respectiv vei spune, vai ce răi sunt ăștia, trebuie să ne mobilizăm, să scăpăm rușine o dată de ei, cu vorba dreptate până la capăt și alte chestiuni de genul acesta, indiferent ce înseamnă. O chestie de genul acesta. Dacă ești de partea cealaltă, din potrivă, vei spune, iată, în sfârșit se face ceva, în sfârșit sunt luați, au existat suspiciunile, dar în sfârșit justiția se mișcă. Acum, părea mea că riscul ar fi la nivel de riscul pentru partidele politice care nu sunt pregătite pentru acest lucru, ca tema alegerilor prezidențiale în această toamnă să fie din nou o agendă bazată pe anticorupție. Adică să muți discuția... Eu sunt convins de lucrul ăsta. Să muți discuția, pentru că în momentul în care pe agenda publică vezi săptămânal chestiuni legate de justiție, vrei, nu vrei, e foarte greu să mai vorbești de faptul care întregi pensiile sau salariile sau, din potrivă, să duci dezbaterea într-o chestiune de politică externă, despre rolul extern al președintelui sau într-o chestiune cu privire la economie. Mai vreau să te întreb ceva, pentru că am citit în materialul procurorilor un lucru foarte interesant. La un moment dat, Duicu, enervat pe postările pe Facebook ale unei asistente medicale de acolo și ale soțului, a încercat să inșceneze o luare de mită, să o filmeze și după aceea să... Doamna Laura Biariț, e vorba despre domnia sa asistentă, repet, la spitalul din Drobeta Turnul Severin, dacă nu mă înșel, a refuzat, da? Și lucrul ăsta apare în rechizitoriul procurorilor, da? Deci, baronul Duicu vroia să trimită în pușcărie un om care scria împotriva lui pe Facebook, da? Genul ăsta de întâmplări poate să enerveze o anumită parte a electoratului? Nu știu, a fost viral ieri pe Facebook. L-am văzut că s-a dus acest eveniment pe rețele sociale foarte, foarte mult. Categoric, dar asta spune ceva și miza pe care ți-o alegi ca un politic spune foarte multe despre tine. Un baron mare, să spunem așa, gândește în termen mari și își alege adversar pe măsură. Nu se ia de cineva aproape neajutorat, să spunem așa. Faptul că de la asemenea între ghilimele se poate coborî cineva de asemenea să facă o asemenea chestiune, mi se pare degradant. Acum, bineînțeles că se simpatizează, pentru că părerea mea este că și special pentru cei care au venit din mediul local în marile orașe și au văzut o diferență și își aduc de totuși că în plan local se întâmplă, vrem, nu vrem, multe abuzuri. Pentru că nu e nici aceeași deschidere a pieței, nu e nici aceeași deschidere mediatică. În momentul respectiv, mulți simpatizează pentru că înțeleg că încă se întâmplă lucruri urâte în plan local. Ok, să vedem un material cu averea lui Radu Mazăre, care o poate pierde, iată, în paralel cu ancheta procurorilor DNA, anii verifică modul în care a reușit să strângă această avere impresionantă. Magistrații vor stabili dacă Radu Mazăre poate justifica diferența dintre cheltuielile pe care le face și veniturile încasate. Vedem material.
Ani vrea să afle cum a reușit Radu Mazăre să strângă o avere impresionantă de când este primarul Constanței. Potrivit declarației de avere pe anul trecut, edilul are un apartament în București, o cotă de 4% din două terenuri intravilan din capitală, precum și un teren extravilan de 1,7 hectare obținut în anul 2012 prin concesiune în Republica Madagascar. Mazăre mai are o șalupă cu motor și o remorcă. Tot în declarația de avere, edilul a trecut că are 287.000 de euro cash și un card de debit cu 5.000 de euro. Radu Mazăre primește un salariu anual de 33.909 lei, adică sub 630 de euro pe lună de la primăria Constanța. Magistrații vor să vadă dacă Mazăre poate justifica diferența dintre cheltuieli și venituri, în caz contrar, riscând să rămână fără o parte din avere. Dacă informațiile ANI se confirmă, inspectorii de integritate vor solicita Comisiei de Cercetare a Averilor de pe lângă Curtea de Apel confiscarea sumelor obținute ilegal. Există posibilitatea ca demersul ANI să se extindă și asupra membrilor familiei lui Mazăre, respectiv mama și frații acestuia. Familia Mazăre locuiește într-un complex rezidențial de pe malul lacului Sudghiol. Casa nu aparține însă familiei, imobilul fiind închiriat. Luxul nu lipsește însă de pe această proprietate. Edilul Constanței se bucură de susținere politică. Eu cred, după părerea mea, că arestarea preventivă în România ar trebui să fie... Da, în Brâncel, în fața primăriei Constanța, unde e un meeting de susținere al lui Radu Mazăre, Gabriela Mihai, colega noastră, ne dă detalii. Bună ziua, Gabriela, ce s-a întâmplat acolo? Păi, ceva mai devreme a ajuns aici și un, o persoană care nu este de partea lui Radu Mazăre și iată că protestatarii de aici îmbrâncit această persoană pentru că a spus că nu este de acord cu aceste proteste. O să vă spun că, spre surprinderea mea, aici nu sunt jandarmi, nu știm unde sunt. Ceva mai devreme era un apropiere. Femeia în aceste momente și-a refugiat pe scările primăriei ca să nu fie luată la bătaie pentru că a fost îmbrâncită de către protestatari de mai multe ori. Chiar m-au lovit-o pe aceasta și acum femeia sta pe scările primăriei, sunt persoane care... Da, Gabriela, te întrerup un pic să urmărim discuțiile tensionate de acolo. Colega noastră, Gabriela Mihai, în mijlocul acestor evenimente. Gabriela, ne auzim? Dacă se poate, te rog să-mi repeți întrebarea. Da, nu, vroiam să te întreb dacă s-a stabilit dacă persoana respectivă care a venit să critice manifestația lucrează în primărie sau e pur și simplu o persoană privată? Nu, este vorba despre o persoană care a venit la primărie cu treabă, spunea că are ceva treabă aici în cadrul primăriei și întâmplător a dat de acești protestatari. Ea s-a exprimat părerea și a spus că nu îl susține pe Radu Mazăre. Ceva mai devreme au îmbrâncit-o și femeia a căzut chiar aici la intrare în sediul primăriei, iată că nimeni nu a venit în ajutorul ei. Jandarmii nu se află aici, cei care se ocupă cu paza de la primărie și care nu le dau voie oamenilor în aceste momente să
să intre, nu au reacționat în niciun fel, deși femeia a fost îmbrânzită și chiar lovită și așa cum spuneam, în momentul în care a intrat în sediul primăriei, femeia a fost împinsă. Da, Gabriela, scuză-mă că te întrerup, v-a explicat cineva de ce nu sunt jandarmi acolo? Pentru că meeting-ul, înțeleg că era anunțat, v-au spus ceva cei din primărie? Nu, era un protest spontan, iar jandarmii au fost aici inițial. Noi am ajuns în fața primăriei înainte să vină protestatarii, jandarmii erau și ei aici. În cele din urmă se pare că au plecat, nu sunt lângă protestatari. Și din cauza asta conflictul a degenerat. Da, mulțumesc, Gabriela. Declarații în fața primăriei. Du-te și caută dreptatea unde vrei la mine. Eu nu sunt judecător. Da? Spuneți-ne, doamna, ați fost îmbrâncită? Ce s-a întâmplat? Da, agresată. De cine? De toți oamenii chemați aici pentru domnul Mazăre. Am văzut că la intrare în primărie a scăzut? Da, m-a și lovit, numai că m-a lovit și m-a împins, mi-a pus pe pedică. Dumneavoastră, de ce ați venit astăzi la primărie? Am trecut, de fapt, că am puțină treabă și am văzut aici. Și când am ajuns aici în față, m-au luat la întrebări că eu ce caut, că nu sunt din gașca lor. Și cum explicați care o strigă în fața primăriei? Cum explicați lipsa de reacție a autorităților de aici, de la primărie? Foarte gravă! Foarte gravă! Că dacă ar fi vorba de niște... Ați căzut sub priviile agenții? Da, sub privizii? Da, da, s-a clar aici, am intrat, dacă nu intrau mălișau aia de afară și agenții tac din gură, în loc să arunce poliția. Păi de ce să fiu eu agresată? N-am înțeles. Aveți altă părere? Da, pentru că am altă părere. Indiferent cum ar fi, n-ar trebui să fiu agresată fiecare. Ce locatarii? Pentru că nu sunt de acord în totalitate cu ceea ce a făcut domnul Mazăre în Constanța, da? Și? Veți depune plângere pentru aceste agresiuni? Cu cine să mă judec? Cu cine să mă judec? Și mai ales în Constanța. Care este nemulțumirea dumneavoastră? Mă numesc Damian Constanța, pentru toată lumea, da? Și atât. De ce nu aveți curaj să depuneți plângere? Ați fost agresată, ați fost alungată. Păi eu sunt șantajată de din 2000. Doamnă, lăsați-mă în pace. Vă este frică acum să ieșiți? Hai să mă duci pe sus, ies pe carte. M-a agresat ăștia de afară. Cu mine, dar de ce agenții de pază nu au reacționat? Erau acolo și femeia a agresat. O adevărat ce-a coborât acum aici, cu voi. Dar nu sunt în subordinea dumneavoastră? Da, sunt în subordinea mea. Și de ce nu au reacționat când femeia a fost împinsă, a căzut și a fost și lovită? O să-i întreb. Acum am auzit despre ce e vorba, acum a coborât. Dar este normală lipsa de reacție? Nu este normal, să iau măsuri. Ce măsuri veți lua? O să vedem la fața locului. Unde sunt jandarmii care ar fi trebuit? Privați pe domnilor, nu pe noi. Până să vină cei care sunt în față, au venit. Erau aici până să vină oamenii. Jandarmii? Cum au venit, au plecat, da. Au fost, doamna Feri, au fost. Erau vreo 7 în față, erau. Și de ce au plecat, nu mă întrebați. Păi mine era și domnul adjunctul, era pe aici, prin dreapta. Nu, domnul care se ocupă în locul lui care a decedat. Al lui domnul Pisică. Ajuntul de la poliție? Da, da. A fost cu jandarmii aici. Poliția a plecat. Nu știu, doamne, am văzut numai jandarmii. Sunt de jandarmii? Nu știu, nu mă întrebați. Dar nu mai e niciun. N-am văzut niciun. Da. Eu zic că cel mai bine ar fi să meargă de aici, fiindcă e întărită. Nu, lasă-mă că este normal că nu are acțiune. Nu mai mă întrebați pe mine. Acum că eu de-abia ce-am coborât. Ce sancțiuni vor primi? O să vedem, discutăm cu conducerea. Da? Restul nu m-a întrebat de-abia ce am coborât, doamna mă știe. Uitați-l aici. Strate Ion mă cheamă. Agent de securitate. Da, cu plăcere. Spui că înainte erau și jandarmi și poliții. Nu am văzut numai jandarmi. Da, doamna. Nu știu.
Și-am văzut la ochi, am intrat. Nu știu. Lasă că mă descurc, doamna Ferici, mă descurc eu cu ei. Păi dacă eram aici, nu se întâmpla treaba asta. Doamna, haideți să vorbim și cu noi, că noi n-am fost de la început. Doamna, spuneți-ne și nouă de ce. Nu se întâmplă nimic, nimic, asta garantez eu. Garantez eu. Ce s-a întâmplat? Spuneți-ne și nouă. La ce ești mărțaia? Da. Nu vă spuneți ce vă este teamă, ce s-a întâmplat? Cum vă-ți depune plângere pentru că ați fost împinsă? Cu cine să mă judec? Cu cei e de afară? Mai suntem sau nu mai suntem? Sunt 100. Da, de ce vă obiți? Am spus că eu nu sunt în votul de acord cu asta. Și a zis că nu fac parte dintre ei și să plec. Stați un pic, dar vreau să vă mai pun o întrebare. Aveați vreo reclamație, ceea ce privește pe primar? La dumneavoastră. Ce am, am păcăi legale. Da? Despre ce este vorba? Cum s-a făcut front împotriva primarului Mazăre și de aceea... Cu cine am făcut eu front? E singura. Păi cum front? Vă dați seama? Vorbiți de la ce sunteți dumneavoastră? De unde? De la un ziar. Foarte bun. Dacă sunteți de la un ziar. Cum front comun? Eu singura am trecut pe aici. Pentru ce așteptăm aici? Pentru ce ați venit singură? Pentru că am venit cu trop public. Așteptăm aici. Bine, bine, da, da, da. Da, protest, după cum spuneam, în fața primăriei Constanța, un meeting de susținere pentru primarul Radu Mazăre, care, iată, a degenerat un incident. O persoană venită la primărie cu niște treabă, din câte înțelegem, doamna Damian Constanța, după cum s-a prezentat, a fost îmbrâncită, agresată, lovită, spune domnia sa, pentru că a declarat public că nu e de acord cu Radu Mazăre. Lucrul acesta i-a penervat pe cei care veniseră să-l susțină colega noastră, Gabriela Mihai, după cum vă spuneam, e la fața locului. Gabriela, s-au mai calmat spiritele? Ce... Ne auzim, Gabriela? Da, te rog, repetă întrebarea. Vroiam să te întreb dacă s-au mai calmat spiritele și dacă, mă rog, persoana respectivă poate să plece de la primărie. Nu, în aceste momente femeia agresată se află în sediul primăriei. De altfel a și fost mustrată de cei de aici pentru că a trecut astăzi pe la primărie, a spus că a venit cu treabă, a fost acuzată de faptul că ar fi făcut un front comun împotriva celor care se află aici în fața primăriei la proteste, ceea ce este total greșit, având în vedere că vorbim despre un om care, iată, astăzi a venit la primărie cu treabă. Așa cum am menționat, femeia a fost îmbrâncită, agresată și a și căzut în ușa primăriei. Pot să vă spun că cei care se ocupă cu securitatea din cadrul primăriei nu au reacționat în niciun fel și ceva mai devreme am stat de vorbă și cu șeful de la fază de aici din primărie, care spunea că probabil vor fi sancționați și urmează să vadă ce se întâmplă. Totodată de remarcat este lista jandarmilor care înainte să ajungă aici protestatarii, ei se aflau în fața sediului primăriei. Odată ce protestatarii s-au așezat în fața primăriei și jandarmii au plecat de aici, deși știm că este vorba despre un protest fără autorizație. Teoretic este un protest spontan. Totuși, iată că stau aici de ceva vreme. Da, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, Gabriela. Cu siguranță autoritățile ar trebui să dea niște răspunsuri. Jandarmeria, până la urmă, chiar dacă a fost un protest spontan, se știa de ceva vreme. Vorbeam, iată, puțin mai devreme, înainte de acest incident, de reacția unor oameni simpli care au o altă opinie decât cea a baronilor, da? Cazul Duicu cu doamna asistentă Laura Biariț. Cum se pare, Violeta? Vrei să faci un comentariu? Da, vreau să fac un comentariu. Vedeți, noastră, acești oameni care s-au adunat acolo în fața primăriei nu militează pentru primarul Radu Mazăre.
acești oameni au fost manipulați. Lor li s-a spus, li s-au inoculat două idei. Una, că pe Mazăre îl iau procurorii lui Băsescu, adică vezi, da, dragă doamne, justiția e politizată. Și doi, îl iau pentru casele pe care, da, le-au construit. Și ei rămân în stradă dacă, da, se duce. Iar ei, săraci oameni, rămân în stradă dacă îl iau pe Radu Mazăre. Și e normal, acești oameni fără prea multă școală, care trăiesc în condițiile în care trăiesc, militează pentru dreptul lor de a rămâne în acele case. La ora actuală asta e în mintea lor, că dacă Mazăre nu scapă, ei rămân fără case. Păi cine? Chiar Radu Mazăre când le-a declarat, le-a zis, mă, închetează procurorul Traian Băsescu pentru casele pe care vi le-am construit. Ieftin, dacă mă leagă ăștia, unde, okay, vă mai duceți voi? Florian. Eu aș vrea să revin la întrebarea pe care a pus-o domnul Magdin, pentru că mi se pare extrem de importantă și ea e discutată zilele astea, zic eu, de oameni care se mai pricep la politică. Va avea un impact asupra electoratului sau nu va avea un impact asupra electoratului această relansată luptă împotriva corupției, cu arestările astea, cu justiția asta, dacă vezi din nou televizată, cu toate acuzațiile? Problema e că nu putem deocamdată să măsurăm. Chiar aseară vorbeam cu niște specialiști, cu niște sociologi. Resorturile psihologice, vedeți, ale electoratului sunt atât de nebănuit încât nici n-ai ce să le faci. Și vă spun că am vorbit cu oameni în domeniu. În momentul, ca să vedeți că nu e în regulă, Gică Popescu s-a făcut sondaj, toată lumea, cel mai mare fotbalist, să schimb, chiar în evenimentul, am văzut 98% din ei nu sunt de acord. Pe principiu, tai că a furat, acum au fi fost el mare să stea acolo. Dar vreau să vă spun că mecanismele sunt atât de ciudate că nu vă vine să credeți. Dacă ziceți, s-a făcut după tăierile bugetare de făcute de Boc și de Traian Băsescu, s-a făcut sondaj. Vreau să spun că inițial a fost o creștere fantastică. Zicei, domnule, că e un succes de reunificită, s-au întrebat de ce. E bine, erau unii care spuneau de oftică, să că până acum ai avut salariu mare, să mor și tu de foame ca mine. De abia după a venit boom-ul și când au văzut funcționarea publică, da, trec de la 40 la cutărică. Vreau să vă spun, iată, cifre absolut corecte, nimeni nu le poate contesta. PMP-ul a avut, o scădere, după care, deși trebuia să aibă creștere. Îl avem, da, prin telefon pe maiorul Sorin Tranc, purtător de cuvânt, Brigada Mobilă de Jandarmi. Bună ziua, domnule maior. V-aș întreba de ce... Ne auziți? Bună ziua, vă aud, da? V-aș întreba de ce nu sunt și jandarmi la fața locului, pentru că doamna agresată a, mă rog, reclamat faptul că nu a fost protejată în fața primăriei de acei manifestanți. O să vă contrazic, la fața locului sunt jandarmi, sunt 20 de jandarmi. Când doamna au ajuns? Am înțeles că a intrat, a avut un conflict cu cei care s-au adunat spontan și după aceea a intrat în primărie, în sediul primăriei. Nu a fost agresată, jandarmii nu pot acorda niciun fel de contravenție. Păi da, am văzut niște imagini, era împinsă, trăgeau de domnia sa, am înțeles că a căzut pe ușa primăriei, nu s-a făcut niciun cordon în jurul domniei sale. Nu e vorba de niciun cordon, noi suntem acolo pentru a asigura ordinea publică. Dânsa am înțeles că ar fi strigat ceva la cei, la contestatarii de acolo, la cei care protestează, jandarmii, și după aceea a intrat imediat în primărie. Nu, 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 îmi pare... În momentul de față... Imaginea vă contrazic, dar mă rog, puteți să ne spuneți ce măsuri au luat jandarmii la fața locului pentru a restabili ordinea publică? Dar nu e vorba de restabilirea ordinii publice. Deocamdată oamenii manifestă pașnic. Nu, nu, domnul mă, iertați-mă, v-ați uitat la televizor, la B1 în dimineața asta? Ați văzut imaginile? Da, am înțeles că o persoană intră în... Nu, o persoană înainte să intre în primărie a fost admonestată verbal, îmbrâncită, e drept, nu, n-au bătut-o, n-au sărit pe domnia sa, dar au fost niște, mă rog, incidente acolo. Am înțeles. Încercăm pe baza imaginilor să vedem cine a agresat-o pe respectiva persoană și vom lua măsurile în consecință, respectiv sancționarea acelor. Permiteți o întrebare. Violeta Fotache vrea să vă întrebe ceva. Dar dumneavoastră, dacă aveți, așa cum spuneți acum, 20 de oameni în teren, ce raport ați primit de la oamenii dumneavoastră? Nu v-au raportat absolut nimic și unde sunt cei 20 de oameni dacă noi nu i-am văzut cu camerele? Sunt acolo colegii noștri în teren. Unde sunt cei 20 de jandarmi de care spuneți? S-au ascuns pe sediul primăriei? Unde? Da, doamnă, sunt la primărie acolo. Păi, domnule, dar manifestația este în stradă, în fața primăriei. Unde este cordonul de jandarmi care să separe
persoanele care manifestă de persoanele care au altă opinie decât cei care manifestă. Că știți foarte bine că n-aveți voie să-i lăsați să se întâlnească. Da, doamnă, eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar... Păi, doamne, da, bun, și meseria când vă faceți. Haideți să-l ascultăm și pe domnul Măr. Vă rog, domnul Trac. Aveți dreptate și dumneavoastră, numai că nu știam că cei care s-au adunat spontan, va veni și altă persoană din afară care va adresa unele cuvinte care nu convin... Dar ce le-a zis, ce le-a zis doamna Damian? Ce le-a spus protestatarilor? Nu cunosc, chiar nu știu în momentul de față. Și de unde ați aflat că a fost... Am văzut imaginile dumneavoastră. Și ați auzit că i-a jignit? Am înțeles că le-ar fi adresat câteva cuvinte. Mai dar multe cum ați înțeles? Că noi n-am auzit că i-ar fi jignit. Așa am înțeles. Mă rog, da. Am înțeles. Florian Bichir. Domnul Maier, Florian Bichir, vă deranjați. Vă rog. Am înțeles că arma dumneavoastră e ai jandarmerie, n-ați fost transferat recent, nu? Vă rog, n-am înțeles întrebarea dumneavoastră. De când sunteți jandar? Eu? Da. De 15 ani. Bun, și meeting-ul de protecție care se face la acest meeting, chiar ei sunt autorizați? Cine e autorizat? Nu este autorizată... Cu atât mai mult, trebuia să fie înconjurați de... Jandar? Mii de scuze, este un meeting spontan, nu a fost autorizat păi de nimeni. Păi ați avut timp să înconjurați, domnule, ca să păziți lumea să nu se întâmple rele la chestia asta, să nu fie răniți. De ce n-ați trimis? Când a fost meeting pentru susținerea DNA-ului, jandarmeria a trimis cordoane întregi de oameni. Termin întrebarea. Tocmai fiind un meeting neorganizat, jandarmeria, conform legii, în țara noastră românească, se ocupă cu ordinea publică. Mă scuzați, jandarmeria va identifica toate persoanele și va sancționa conform legii. Când iese din primărie. Da, vreau să vă mai întreb ceva, domnule Maior. Dacă, doamne ferește, aceste incidente de gen erau și se luau la bătaie și femeia era lovită, ce se întâmpla? Îmi cer mii de scuze, noi suntem la fața locului și nu se poate să degenereze acest lucru. Păi, dar noi nu v-am văzut. Bine, la vă mulțumim locului. Foarte mult, domnule Maior Trancă, pentru intervenția dumneavoastră. Păcat că să știți da, că... Da, era ca pe picior greșit, no. Domnule Maior Trancă, că no, da. Înțelesese de la televizor, dar am văzut și alte imagini. Da. Eram la coadă și plăteau taxele jandarmii. Nu, acum lăsând gluma la o parte, jandarmeria totuși o componentă importantă a Ministerului de Interne. Nu, ce s-a întâmplat aici nu-mi dau seama. Florian, problema e că există o dependență între șefii de la jandarmerie, de la poliție, de la... Sunt dependenți de acești... Cu atât uite mai mult, cum făcea ce a spus, Duicu, cum făcea cu atât Duicu. Mai mult ce a spus, ne fiind un meeting organizat... Da, trebuie să iei măsuri suplimentare. Deci, vedeți, asta se întâmplă, de fapt, când e politizată instituția. Nu își mai face lumea treaba cu profesionalism. Radu Magdin, asta e... Duicu vrea să-și pună oameni la, la DNA, nu știu ce. Pă, domnul Trancă, nu vreau să-i fac un proces de intenție, dar, nu știu, are și niște pile politice, sau poate a fost agrat. El era purtător de cuvânt, nu știa cum se scoate cămașa. Bun, am înțeles. Trebuie cine era șeful de dispozitiv, da. Să face altfel. Aici se ajunge, da? Dacă instituțiile sunt politizate și șefii de la poliție sunt... Da, aflăm că au venit și jandarmii acum, iată, după ce am discutat cu domnul Maior Trancă, au apărut și jandarmii la fața locului. Gabriela Mihai este direct prin telefon cu noi. Să Gabriela, Gabriela bună ziua din nou. Când au venit, când au apărut jandarmii? Acum două minute aproximativ au venit și jandarmii, vorbim despre patru jandarmi care s-au așezat, iată, aici pe scările primăriei. Acum e ceva mai liniște pentru că cel care a organizat acest protest ține o mică conferință de presă, un discurs în care anunță că mâine vor face iar proteste. Așa cum spuneam, jandarmii azi acum au venit la fața locului. Femeia care a fost agresată în continuare se află în sediul primăriei Constanța. De altfel, nici nu cred că ar putea să iasă de aici până când nu vor pleca protestatarii, pentru că, așa cum ați văzut și dumneavoastră, a fost împinsă, a fost lovită, a căzut chiar în ușa primăriei de față cu agenții de față de aici. Gabriela, te întreb un pic pentru a anunța faptul că avem din nou imagini live din fața primăriei, le urmăriți și dumneavoastră. Colega mea, Violeta Fătache, vrea să te întrebe ceva. Te rog, Violeta. Da, mai devreme, domnul Trancă de la jandarmerie ne-a comunicat în direct
la telefon că are 20 de jandarmi la fața locului. Da. I-ai văzut supus întrebărilor, a spus da, am 20 de jandarmi care sunt în interiorul primăriei. Dacă tu spui că au ieșit acum 2 minute 4 jandarmi, poți să ceri aprobare să intri în primărie, să-i filmezi pe cei 16 jandarmi cum stau și păzesc niște ziduri în primărie. Dacă sunt acolo. Dacă sunt acolo. Ca să vedem cine ne minte, până unde ne minte. Într-adevăr, jandarmii au venit aici. La început au fost în fața primăriei câțiva jandarmi înainte de a începe protestele. Odată ce au venit însă protestatarii, la câteva minute după ce aceștia au început să scandeze în fața primăriei, jandarmii s-au retras, protestatarii au început să scandeze, iar după câteva 10 minute au ajuns aici și femeia adresată. Acum, cert este că nu știm exact unde se află jandarmii, probabil că sunt într-o dubă care este parcată în fața prefecturii, pentru că din direcția aceea au venit cei 4 jandarmi care se află acum pe scările primăriei. Da, mulțumesc foarte mult, Gabriela. Mai revenim la tine dacă se mai întâmplă ceva pe parcursul emisiunii. Deci, jandarmii erau acolo, s-au retras, da? Au primit, numai te întrerup, deci, nu se pot retrage din dispozitiv fără să primească ordin. Deci au primit ordin să înțeles. Se retragă. Problema e când un șef de la jandarmerie sau de la poliție sau de la altă instituție dependent de baronul local. Iată, nu intervine când meeting-ul ăsta e de susținere al baronului local. Și se pot întâmpla incidente. Mă, să ducem meeting, mai văd că acum, eu, cu tot respectul, nu vreau să jignesc oamenii de acolo, e dreptul lui Constituția. Nu, sunt supărați, nu, asta e, vor să oamenii nu, ei cred că vor fi dați afară din case. Sunt oamenii care nu-și puteau permite să-și cumpere o casă. Deci, un nivel al sărăciei destul de jos și de unde și o anumită agresivitate și de unde trebuie să vin jandarmii cu atât mai mult, că nu vorbești sau tu zice profesorul universitar acolo. Și reprezint oamenii care vor să problema e pe Radu Mare. Cum îi apără statul pe plătitorii de impozite în fața unor astfel de situații? Prin două mari chestiuni, dar acest lucru necesită un efort pe mai mult timp și necesită viziune și voință. În primul rând, prin creare de încredere, printr-un semn de, cuvântul cel mai bun vine din engleză, whistleblowing, deci efectiv de o linie sigură. Cel care suflă în fluier, exact, da. O linie sigură pe baza căreia oameni din plan local care se tem de faptul că efectiv toți în mână-mână, acolo se poate semnaliza în plan central faptul că ceva este în regulă. Se întâmplă lucrurile. Asta e o primă chestie și este o chestie fundamentală, e una de încredere. Scandalul Watergate a pornit de la cineva din FBI care întâmplător era și numărul 2 și care a informat ziariștii despre neregulile din campania lui Nixon. Exact, și a doua chestiune, o chestiune de educație, dar asta durează mai mult timp. Trebuie să reînvățăm oameni din nou cu faptul că suntem un stat de drept și asta este drumul nostru și că asta ne dorim. Dragule, la Pitești a fost momentul care a luat președintele Consiliului Județean, au fost mișcări similare, să le spunem, dar nu s-a apelat la violență, oamenii se vedeau că erau niște muncitori, erau cât de cât bine îmbrăcați, aveau totuși un limbaj de ce n-a văzut Dacia orțită la satelit sau nu știu, destul de astea. Nu uita că Harry Coadă va lupta, bineînțeles că va lupta, o altă invenție probabil după avionul cu reacție. Nu știu, sunt zone diferite, dar cum ne vă spun, fără a ști exact ce am văzut aici împreună, patru, uite, perechi de ochi. Că, bă, nene, vin niște oameni, nu tocmai fericit, uite cum arată, iar jandarmii se retrag. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiune, a fost o emisiune trepidantă cu foarte multe lucruri. Turbulențe de astea de secol. Mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Noi ne revedem mâine de la 11, vă las cu știrile B1 TV. La revedere!